După ce au susținut examenele de absolvire a gimnaziului și a liceului, zeci de absolvenți și-au luat rămas bun de la școala natală. Unii din ei își vor continua studiile fie în licee, ori colegii, alții în universități. Elevii gimnaziului Vasile Coroban au avut parte de un eveniment deosebit organizat de părinți, cum s-au distrat gimnazialiștii la primul lor bal de absolvire, aflați în cele ce urmează. 17 gimnazialiști îmbrăcați la 4 arce au avut parte ieri de o adevărată sărbătoare. Aproape toți locuitorii satului au venit să-i admire pe absolvenți. Dirigintele clasei i-a prezentat pe elevi, pregătind câte o poezie pentru fiecare. Bucuria mămicuții, dezmierdatul bunicuții, dragostea mătușilor, dorul verișoarelor. Cine-i prințul năzdrăvan? Alexandru Bogdan! Precum soarele și luna, la părinți sunt numai una, elegantă, generoasă și deșteaptă și frumoasă. Parcă-i trasă prin inel. Cine e acela? E Bogdan Mirabela. Elevii au ținut să mulțumească profesorilor și părinților pentru susținere. Când suntem prea mici de a pleca în lume și prea mari de a rămâne pe băncile școlii. Emoția nu se transmite prin cuvinte, se desparte de la o inimă pentru a atinge alta, adunând în buchete soave de flori roua etenului, suspendând clipa luceafurului. Certitudine, o să reușim să împletim o diademă siderală a înțelepciunii spre speranței, a prezentului și viitorului. Vă dăruim o floare de pe plarul zimbrului ca să vă lumineze chipul de icoană. Ne grăbim să ne închinăm asemeni bujorilor în fața profesorilor și a părinților pentru munca și grija care ne-ați arătat-o. Profesorii care le-au purtat prin țara cunoștințelor au venit cu sfaturi pentru absolvenți. La om totul trebuie să fie frumos. Și chipul, și haina, și mintea, și comportarea. Eu vă doresc să fiți totdeauna frumoși, sănătoși, veseli, curajoși, tari, îndrăzneți, dar să știți, să cunoașteți ce doriți, și să fiți atenți la orice pas, pentru că o să nimeriți în colective noi. Și trebuie să știți să vă comportați ca să nu cădeți în diferite capcane, pentru că voi sunteți încă, să zicem, absolvenți la treapta întâi. Și vă pare că gata, noi suntem mari, tari, independenți. Nu, încă aveți nevoie de ajutor a părinților să vă educe, a învățătorilor unde o să vă duceți. Și voi singuri trebuie să aveți grijă de voi. De câte ori îți urca și de câte ori veți cădea, să aruncați o privire în urmă la cuibul părintesc, căci acolo veți găsi totdeauna dragostea de care aveți nevoie, totdeauna veți găsi sfatul pedagogilor și susținerea colegilor voștri. Timp de câteva săptămâni ați avut emoții, sper, pozitive. V-ați demonstrat capacitățile acumulate pe această treaptă de școlarizare a gimnaziului. Sper ca rezultatele să vă fie cele pe care voi le doriți. Începând cu a doua etapă a vieții, fiecare va pleca în direcția visată și în direcția plănuită. Deci eu vă felicit din partea primăriei, a Consiliului Comunal Caminca și din partea mea personal cu absolvirea gimnaziului Vasile Coroban. Vă doresc drum bun mai departe, să aveți parte numai de clipe plăcute. Și părinții au ținut să mulțumească profesorilor pentru efortul depus. Tinerii au lansat lampioane și au dansat până în zori.